Oamenii traversează lumea pământească de multe ori cu senzația derizorului și cu speranța că dincolo va fi mai bine. Astfel, viața rămâne o simplă așteptare și totuși trebuie trăită. Trăim așteptând și așteptăm trăind, fără să știm că uneori la capătul drumului nu mai rămâne mare lucru martor al existenței noastre. Din acest colț de lume, Gheorghe o așteaptă pe soția sa, Rada. După o viață de rătăciri și zbucium pe pământ, ultima oprire este cu siguranță mai liniștitoare, chiar dacă locul este derizoriu. Dincolo de toate, la Rălești realitatea este tristă și dureroasă. Satul mai are cam 60 de case locuite, în care trăiesc cam 170 de locuitori bătrâni. Preotul din sat se mândrește cu o biserică frumoasă și slujește și la cea din Drăghiceanu, unde duminica a ținut slujba pentru 4 persoane. Pentru că nu avea dezlegare de la episcopie, nu ne-a putut acorda un mic interviu, însă am aflat că în 6 ani a ținut peste 70 de slujbe de înmormântare, ultima fiind în ianuarie anul acesta. La Rălești e mai bine, uneori vin și 10 femei la slujbă, însă satul este îmbătrânit. Despre cimitir am aflat că nu este nicio speranță ca cineva să-l curățească. Foarte multe locuri de veci sunt ale nimănui, lumea are treabă prin curți și nimeni nu stă în drum de această ultimă destinație de la marginea satului. Cimitirul, ca și satul, pare uitat de timp.